Salutare, salutare! Pornim iar la drum prin România pitorească să descoperim oameni frumoși, locuri de vis și rețete tradiționale delicioase. Așa cum v-am obișnuit, la frumoasa emisiune sunt mai mereu pe drumuri. Mănânc mii de kilometri pe pâine și îmi place la nebunie să vă arăt tot ce e de pus în ramă din țărișoara noastră. Că de adevăratele bucate trebuie căutate, iar concurenții, cei mai simpatici dintre simpatici, caută și ei inspirație. Că motivație, slavă Domnului, au cât nu încape noale și tigăi. Toți vor să arate că zona lor e cea mai tare la mâncare și toți scot din șorțul de gătit aturi care să-i ajute să câștige. Suntem la primul concurs TV de bucate românești autentice și e mare lucru să spui la final că ai oferit rețeta națională. În acest sezon, pentru care garantez spectacolul total, bătălia culinară se dă pe echipe, iar noi dăm 2000 de lei celor mai pricepuți și mai inspirați concurenți. Fiecare confruntare pune față în față, timp de 2 episoade, echipe din zone diferite ale țării care gătesc pe rând la ele acasă. Și pentru că avem o competiție ce se respectă, așa cum vă respect eu pe voi, echipa câștigătoare din fiecare duel culinar ia totul, și banii și gloria. Pentru azi și lunea viitoare v-am pregătit un duel culinar cu aromă VIP. Se vor lupta județele Arad și Brașov, iar capitanul echipei arădene este chiar el în persoană, Traian Igaș, asistat de bunul său prieten, Petre Danci. Sunt Constantin Traian Igaș și împreună cu Danci Petru vom găti astăzi rețeta națională de aici, de la Pecica. Brașovenii se numesc Gigi Muntean și Liviu Iudean, nași și fin, care la noi în emisiune vor sigur să fie nașii adversarilor. Să vedem ce îi recomandă pe toți patru. După certificatul de naștere, Traian Igaș este din Mărginimea Sibiului. După reședință, este arădean, din Pecica, unde trăiește cu soția, medic de profesie, și cele două fete ale lor. A fost ministru al afacerilor interne, iar de când are un restaurant, a devenit ministru al afacerilor culinare. Prietenul său de nădejde, Petre, îi este coechipier într-o echipă de fotbal, amator desigur. Costere, te rog frumos să nu tai gros, să facem risipă. Însă la noi, în emisiune, vor să arate că la gătit sunt profesioniști 100%. Echipa brașoveană va juca pe teren propriu săptămâna viitoare în Vulcan. Acolo, Gigi e consilier local și visează frumos să ajungă primar. Are o firmă de construcții și consultanță, dar și încă o mare ambiție, să câștige alături de Liviu. Pe cei doi îi leagă multe. Tatălui Gigi i-a fost naș de cununie lui Liviu. Apoi Gigi însuși i-a botezat copilul, iar acum vor să îi vadă țara întreagă cât de bine îi leagă și bucătăria. În județul Arad sunt vreo 600 de kilometri. E drum, nu glumă. Am timp să mă gândesc eu la greutatea episodului ăstuia. Vă dați seama, eu va trebui să jurizez o echipă condusă de un fost ministru. E responsabilitate, nu glumă. Dar voi mă știți, când e vorba de gătit, n-am mamă, n-am tată. Poate să fie în echipă și președintele, nu știu, NATO. Pe mine nu mă interesează. Eu sunt serios. Sunt în câmpia Radului. Am ajuns la Pecica, localitate veche. Se știe de ea de prin secolul al XIV-lea. Era punct strategic în perioada Imperiului Austriac, atunci când amenințau turcii. Dar e și mai celebră pentru vestita pită de Pecica. O fi vestită, dar important e și ce vine lângă ea, nu? Constantin Traian Igaș, pentru cei care nu mă cunosc, 52 de ani, am făcut politică într-o anumită perioadă, acum mă ocup mai mult de gastronomie și de lucruri mai plăcute în viața asta. Miza mea în politică a fost să ajung consilier local aici la Pecica, să facem ceva pentru comunitate, dar Probabil că a ținut de destin, probabil că implicarea pe care am avut-o și rezultatele pe care le-am avut și în zona asta politică m-au propulsat la nivelul Consiliului Județean, după care am avut un mandat de deputat și 2 mandate de senator. În 2016 am spus stop joc. N-am mai vrut să candidez, am vrut să mă întorc în viața reală, dacă vreți să spun așa. Mă numesc Danci Petru, am 50 de ani, născut la Maramureș, Sighetul Marmației, mai exact Berbești. Părinții mei au venit la lucru aici la Pecica, au venit și s-au stabilit aici. Am o mică afacere, vânător, bucătar. Sunt gospodarul grupei de vânătoare Nouă Rovine, care mă ocup acolo de bucătărie după vânătoare. După ce se termină vânătoarea, venim, avem un loc unde ne întâlnim și facem de mâncare. Acolo mă ocup strict doar eu. Ținând cont că am un restaurant, intru aproape zilnic în bucătărie. Să gătesc mai rar, n-aș putea spune că foarte des, dar lucruri mărunte acasă, de exemplu, o omletă sau lucruri mai ușoare, o friptură, le fac cu plăcere, sau un grătar, intru. Deci nu stau departe. Ne cunoaștem din Pecica, ne cunoaștem de vreo 37 de ani, 38 de ani. E o vorbă în lume, se spune că cine se aseamănă se adună și eu consider că Petre e un om de caracter și dacă e un om de caracter, cu oamenii de caracter mă duc la drum lung, se spun așa. De foarte multe ori am gătit împreună, organizăm diverse ieșiri la Arbă Verde, am participat la festivaluri împreună. El gătește mai mult, eu mai mult cu partea de prezentare, cu cu aspectul comercial, să spun așa. Bună ziua! Bună ziua, domnul Horia! Horia Vîrlan sunt. Danci Petru, bine ați venit la Pecica. Traian Igaș, bine ați venit la Pecica City. Pecica City, domnul, cum să vă adresez? O să zic domnule ministru sau Traian? Domnule Horia, mie să-mi spuneți Traian. Traian, bun, ok. Și Petre. Și Petre, da, e foarte bine. V-am așteptat aici la Pecica, cu o pâine de Pecica. Aveți o umbrelă ca o untură de bibilică. Punem și puțină boia. Ai untură de bibilică? Da. Da. Ați mai mâncat vreodată? Nu. V-am surprins? Da. Da. Plăcut de data asta. Stai puțin, așa. Surpriză. Te-am surprins. Așa. Punem așa. Cum faceți voi acolo? Da, asta e. Pune și puțină ceapă? Era un englez care punea așa, da. Pune și puțină ceapă verde, roșie. Ceapă verde, nu. Ceapă verde. Ceapă verde. Ok. Așa. Și mai facem... Quel joli. Și între timp... Wow, mulțumesc. Petre, să tai acolo și un jambon. Mamă, dar m-am apucat să respir și... Ia să vedem, taie. Măi, îmi place la Pecica aici. E un jambon de... un purcel așa de vreo 70-80. Untură de bibilică? Exact. De la mine din fermă. Foarte tare. Și astăzi vă pregătesc o surpriză. Va trebui să gătim o bibilică. Să facem o zamă de bibilică. Bibilicile au un rol foarte important în curte. Păzesc curtea. Sunt cei mai buni pazi, mai buni decât căței, nu? Foarte bun. Mă bucur că vă place. Ne-am trecut direct la masă. Faceți chimie? Ce sunt colegii pe Am vrut să vă dau și o pălincă făcută de tata. Laborator de eu. O pălincă de 25 de ani. Făcută de tata meu. Culoarea vine de la butoi. De la butoi. Bine v-am găsit. Sănătate. Bine ați venit, sănătate, numai bine. Așa, poți să mai plec în coadă și să mai vin ca să vă mai întâmpinează, da? Mi-a plăcut pălinca, dar nu mai pot să mai beau. Atâta pălinca am băut în ultimele zile, de nu mai pot să mai înghid deloc. Deci, pălinca nu mai pot. Poți să mai pun un pic de treabă în asta roșie? Da, te rog. Aici am auzit că la... zona asta se face una dintre cele mai bune boiale, nu? Da, da. De aici până încolo, sper. Sunt foarte mulți oameni care, în gospodăria lor, respectă rețetele tradiționale. E rețeta, nu? Păi e o rețetă. Tot făcut la noi în familie, de aici din grădina asta, ce vedeți dumneavoastră, pemniez. Ați mai mâncat vreodată pemniez? Eu nu știu ce e pemniez. Prune fierte într-un cazan, fără zahăr, fără nimic. Fără coloranți, fără conservanți, fără nimic. Liptar sau liptar. Așa, de gust. Și facem și un ou de gâscă. Îl gătim. îl gătim. Nu, eu nu fac. Nu îl gătim. Nu știu dacă vă... Cel mai mult mi-a plăcut coaja de pâine, cum se spune pe miez, cu un soare, cum zic aici, de bibilică foarte galbenă. Uitați aici, este slănina. Vreau să o tăieți subțire, ca să o punem aici. Ce înseamnă subțire? De subțire să fie cât mai subțire, nu? Așa? Da. Așa ceva sau mai subțire? Da, următoarea cu șoricul tot. A, cu șoricul. E bine așa? E bine. Și vă rog frumos să le crestați, să... Să facem coroană? Da, da, da. Horia taie și crestează și Traian azi se distrează. Da. Deci coroana asta de slănină este cuibul sau cuibarul unde se așează oul. A, deci așa vrei. Așa. A, sub formă de... Că mai tăiem atunci. Mai groasă, mai groasă. Mai groase. Lăsați aia deoparte. Aia. Și mai groasă. Și mai groasă. Așa. Așa. Uite aici, raza soarelui pe plită la Pecica. Băi, fraților, da, așa mâncați voi omletele? Da, da. Dimineața pe răcoare, aici pe plită. Da, nu pot să zic că duceți o viață rea. Și acolo ouă de... Asta-s de gâscă. De gușpiță. Așa. Hai că mă pricep, că am mai făcut și eu ceva. Și alea, asta nu mai spargem. Nu? Alea nu. Asta. Alea rămân așa, uitați, că rămasă un pic de... De ceva. Coașă. Coaja face parte din nou. Și grăsimea nu-i punem deasupra, nu-i punem, nu? Nu. Păi avem de desubt. Și oricum o mai întoarcem. Ne mai jucăm puțin. Mie îmi place ce se petrece aici. Sare nu-i punem, nu? Uite, Horia, te rog frumos să spargi un nou acolo în... Să faci și tu o rază de soare. Să aduci o rază de soare pentru toată lumea. Ok. Bravo! Uite ce frumos clocotește. Clocotește, nu? E bun și colesterol, dacă măsură. Da. Colesterolul. Îmi place. Am lucrat și eu pe plite din asta, dar nu din asta la foc de lemn. Și electrice. Și este o mare fericire. Lucrez foarte bine la ele. Poți să faci mâncare. Ale eu zic că sunt gata de acolo. Dați-mi voie. Da. Aici o apă specială. Ce are? Apă de la Momac. În Pecica avem un uț forat în 1883, cred, dacă nu greșesc, da? De fostul primar de la vremea aia și îl chemea Momac. Se spune că cine bea apă de la Pecica, apă de la Momac, nu mai pleacă de aici. Gata, ia să vedem. Și eu am plecat la București și tot aici m-am întors. A, deci m-am întors. Bun. Apă de fântână. Apă plată. Bună, că mi-era sete. N-am simțit niciun fior așa. La Pecica e o vorbă. Ia cu pită să te saturi. Foarte bună pâine. Dar e un secret al pâinii astea. Nu oricine poate să facă o pâine reușită. Pâine care aici nu e nicăieri. Mă bucur că ați realizat acest lucru. E faină. Ia. Ia să iau și eu puțin aici, să vedem ce am făcut, ce am gătit. Eu știți că eu nu prea mănânc slănime de fel, dar acum la Pecica e prea frumoasă. Aveți dezlegare la slănină. Preoții ortodoxi... Dar nu mănânci? Preoții ortodoxi spun că călătorul mănâncă ce îi se pune în traistă. Așa că asta ați primit în traistă, asta mâncați. Tare bun. Asta e mâncare de dimineață. Cred că două ouă de-astea cu... Și o bucată de slănină mai groasă e extraordinar. Horia, da. Tot ce vedeți aici, pe vremuri era o pășune. Veneam dimineața la 4:30 cu bunicul meu, cu tata meu. Așa? Și e un hectar care l-am luat cel puțin de 10 ori la coasă, cap-coadă. Și acolo dimineața când mergeam, bunica mea ne pregătea o slănină ochiuri, ce ne făcea atunci, tot cu untură, că așa aveai forță să muncești. Acum nu mai merge până la 11-11. Mai merge, dacă mai lucrăm cu motocoasa, mai modern puțin. Da. Este un mod de a găti ouă foarte tradițional. Pe la țară se face, dar în tigaie. E o mustoasă de mădera din Podgoria Aradului. Bun. Un vin tradițional. Doamne, bunătate, numai bine. Este un vin mai rar, dar cunoscătorii știu și se potrivește cu ce am mâncat. Eu l-am băut cu mare plăcere. A, asta e pirchița? Da. Așa arată o pirchiță. O pirchiță. E mare. Așa. E mare. Bibilică. Pirchiță. Eu zic să o punem întreagă. Pirchiță. Și să începem să mai punem pătrunjel, morcov, da. Țelină. Hai un pic să mai fac, măcar un pic să am și eu un touch personal aici. Corect. Da. E aproape bine, da? Da. E mai mult decât aproape bine. Curăță o ceapă. Și punem și... Vreau să punem două cepe acolo. Două? Așa. Vreo 4-5 morcovi. Deja eu țelină am curățit-o. Eu deja încep să le pun acolo. Da, păi cum? Să nu mai stau cu ele în mână. Și cât trebuie fiartă bibilica asta? Din experiența mea, pirchița. Aproximativ 2 ore. 2 ceasuri. După ce e fiartă, ea se mănâncă sub formă de rasol. O strecurăm. Între timp mai curățăm, da? Da. O strecurăm și o facem cu gârlene. Gârlenele sunt niște paste, ca și tăiesei de altfel, din același aluat, care se răsucește pe coada unui fus și se dă pe spață, se rulează așa. Pirchiță cu gârlene. Fii atentă ce denumire. Deci, ca să înțeleg eu, am curățat bibilica, am băgat-o la fiert, legumele, ca la o orice supă obișnuită. Aproximativ 2 ore fierbe. Spumăm la de departe și după aia o scoatem. Și o punem din nou la clocotit și punem gârlenele. Zama o punem la clocotit. Da. Fără legume, fără nimic. Și băgăm tăițeia. Dar cu găina ce facem? Cu bibilica? O tăiem, o rupem? De regulă, acum o rupem și ciugulim din ea. Da? Dar în familiile localnicilor de aici, fiecare membru al familiei, în funcție de poziția care avea în familie, cel mai important mânca pulpa. Cel mai puțin important, gâtul. Așa că eu o să mănânc gâtul. De-aia am vrut să o lăsăm întreagă, să o punem la comun și să facem așa o prietenie, o social-democrație. Bibilica nu prea se gătește pentru că nu prea crește lumea bibilici. E o carne mai aproape la gust cu carnea de vânat, poate cu fazanul, și e mai mult gălăgioasă decât bună. Astăzi am tăiat un porc din ferma noastră și începem să facem o paprikaș. Când vii cu o jumătate de porc, este impresionant întotdeauna când ți apare și să vezi porcul întreg cu șoricul pe el. Se vede că Traian Igaș este capitanul de echipă. Bă, ce înseamnă să avem ajutoare, vezi? Merge de la mână, merge de la mână și... treaba mai bună. Cine se aseamănă, se adună. Acum ce mai urmează? Păi, fraților, ce mai fi pus acum? Am pus legumele, am pus carne. Am văzut, super. Ospitalitatea și atmosfera este la maxim. Asta este. Toată lumea se distrează, uită prima, ne filmează. Hai să bem și un pahar și pentru cameramani. Și să-i cânt și lui măcar cel mai tare bucătar. Și să-i cânt și lui măcar unde-i Horia Vîrlan. Asta este, acum știu, o să vină mai târziu. La proțapie un cârlan, vine Horia Vîrlan. Îmi place grăsimea asta. E și sănătoasă. Asta de bibilică, da. Adică e mai... puțin colesterol decât la... Așa cum se spune în zilele noastre, omega-3. Omega-3. Pentru sănătatea omului. Așa. O punem înapoi la fiert? Da. Și în momentul în care clocotește, punem gârlenele. Gârlenele unde sunt? A, alea de acolo? Gârlenele. Da, poftiți aici. Da, n-am vorbit destul. Te rog, spune-mi și mie, ce ai acolo? Este un miel, berbecuț, ceva? Un berbecuț de la tata meu, primit azi dimineață, încă trăia. Și uite așa, o ajuns, o sărit aici pe rotisor. Mamă, dar e aproape gata. Și nu l-ai ținut la saramură? Ba da. Pe când, dacă de azi dimineața era viu? Un pic l-am ținut. Ah. Eu când bag astea, îl țin 24, 30. L-am injectat un pic. O saramură forțată. L-am injectat un picuț. Și astea-s gârlenele? Da. Bun. Păi... lăsăm să clohotească. Nu pun tot, nu? Ba da. Tot? Dar încet, nu așa, încet. Dar de ce încet? Ca să nu se lipească una de alta. Să nu se lovească. Avem grijă. Am văzut un proțap, dar nu-l văzusem de la început. O dita mai namila de berbecuț, că am aflat că e berbecuț, aproape gata. Trebuie să gust în el, nu pot. De așa. De aici, de aici. De unde vrei. Aia de la gât e cea mai bună și aia e bună. Cred că tot ce aici e bună. Vai de capul meu. Să-mi trăiesc eu așa vremuri. Dar hai să mai tăiem și un pic de la gât de aici. Am observat că asta vii. Ai lăudat-o, ai lăudat-o, i-ai zis, dar nu te zgârci. Știi, asta îmi place mie, îmi place viața asta mea de vegetarian. Dar e și sănătoasă, să știți. Da. Ce să mai zici? Noi avem o vorbă la Pecica. Ia cu pită să te saturi. Bun, berbecuțu, bun. Bă, da, bine zice Traian, orice mănânci aici cu pâine e și mai bun. Pâinea asta are așa o... are un... ceva, o dulceață, e atractantă. Deja eu pun să se răcească puțin, să vedem cum e. Uite cum se rupe. Exact cât trebuie. Bucățele, bucățele. Gata, hai că gustăm puțin, nu mâncăm foarte mult. Eu iau un pic din asta, că nu-i fierbinte. Luăm și un piept, să vedem cum e. Că topește în gură, ce să mai spui? O pirchiță crescută în fermă. Pirchiță. Cred că... pirchiță. Trebuie să notez. Și că carnea de pe gât e cea mai dulce și cea mai bună. Uite piperul. Prima dată ați gustat, să vedeți și dacă punem... Da? Bun, hai să vedem. Dacă e nevoie, punem, dacă nu, nu. E bun. Eu zic că trebuie un pic. Da, și eu zic. Un pic. Nu, 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 pun cu mâna mea. Cu mânuța. Da, cu mâna mea proprie. Ce zici, domnul Traian, ne-ar mai trebui un pic de sare? Și eu zic că ar mai trebui puțină sare. Eu am gătit pentru prima dată zama de pierchiță. Gătește soția, gătea mama, gătea bunica, Dumnezeu să o ierte. Deci știu toate etapele cum se gătește, asemenea supă, zupă, cum vrei să spunem, dar niciodată n-am gătit până astăzi. Vreau să zic că îmi place foarte mult gustul supei. Mă bucur că vă place. Deci, îmi place că are o aromă. Nu-i găină. De la bun început îți dai seama că nu-i găină. O vezi că e supă, e grăsuță, n-are greutatea de la supa de găină. Are un parfum diferit. Se poate compara cu o supă de fazan. Da, este puțin mai sălbatică gustul. Da, da, așa este. Supa îmi place. E puțin altfel, dar e bună. E bună. Iar gârlenele la tăițeia îi dau dulceață. Vă doresc succes, vă mulțumesc. Foarte bun, foarte bun. Și rețeta asta e foarte bună. Te mai așteptăm la noi, domnul Horia. Să mai facem împreună. Păi nu, că vin să vedem ce faceți după aia, da. Să ne vedem cu bine. Să ne vedem. Ne vedem puțin mai târziu. Zama de pirchițe a fost un lucru deosebit, mai ales că Horia ne spunea că n-a mâncat niciodată o zamă de pirchițe. Înseamnă că l-am surprins. Ne-a ajutat, a pus mâna, a curățat un morcov, o ceapă. A fost partener cu noi, coleg cu noi, să spun așa. Se vede că Traian Igaș este capitanul de echipă. Suntem pe terenul lui, știe ce trebuie să facă. Deci este ministru și în bucătărie. Bună ziua! Bună ziua! Și bine v-am găsit! Bine ați venit! Vă salutăm! Vă salut, Traian Igaș! Liviu, Gigi Muntean, îmi pare bine. Traian Igaș. Dumneavoastră. Mulțumesc. Din Vulcan către Arad, ieri noi ne-am pornit cu drag și am venit la dumneavoastră să gătim și în cinstea noastră. N-am venit cu mâna goală, v-am adus și câte o țoală și un lichid îmbietor afinat a zeilor. Ne dorim ca împreună să petrecem vreme bună, să ne distrăm noi actorii și să distrăm spectatorii. Poezia cu care am venit am compus-o eu, jumătatea seară și jumătatea dimineață, și am stat puțin, așa să zic, să o spun sau să nu o spun, dar așa am simțit și am zis o să întreb, când o să ajung acolo pot să zic, că sună mult mai frumos să intri cu niște versuri care au venit din suflet și au fost de drag. Din când în când mai spun poezii sau mai scriu câte una, dar foarte puține. Ce scrie cel mai mult, să știți că este fetița mea cea din mijloc și sper că într-o zi să și publice prima carte. Probabil că așa e și eu n-am folosit chestia asta, nu că simt. Îmi place să spun poezii, câteodată mai scriu, îmi place să cânt și eu multe melodii. E ok. Bine v-am găsit și ne bucurăm să fim aici și mulțumim pentru invitație. Și să vă răspund în rimă, joi plecăm și noi spre voi. Super! Excelent! Mulțumim frumos de cadou și bine ați venit! Mare drag! Aoleu, aici câte sete! Și nu vreau să cred că sunt din Zanzibar. Nu sunt din Zanzibar, sunt din Vulcan. Da. Sunt țoale tradiționale care se foloseau de obicei, se puneau fie pe băncuțe, se puneau fie pe lada de lemne. Da? Mulțumim frumos! Sunt țesute de mătuși de ale noastre, de bunici. Ne-a plăcut foarte mult locul, fiind o curte largă, faină, primitoare. Am văzut stilul ăsta așa rustic, ca să spunem așa. Cu pom frumos, aranjat, frumos. Da. Deci, balta asta aici e frumos. Da, primitor. Da. Uite, pregătim pentru fiecare o untură de pirchiță, puțină boia, puțină ceapă. Da. Merge cu, după pălincă. Ia. De unde începe? Ia asta. Okay. O împărțim, nu? Da. Mai face una. Nu mai trebuie, că o împărțim asta. Așa, cu pâine de pecica. Bună. E foarte bună. O rupe și asta în două, dacă tot ați făcut echipă. Da. Asta înseamnă să fie echipă. Să știi și să împarți, nu doar să vă muiești împreună. De acord. Cu ce e? Brânză? Brânză și cartofi. Brânză și cartofi? Făină, brânză, cartofi. Da. Și puțină drojdie. Plăcintele au fost foarte bune. I-a plăcut iarăși foarte mult. Untura aia de pârghiță. Aia, untura cu ceapă. Cu ceapă iar a fost foarte bună, așa ceva n-am mai mâncat așa. Foarte bună. Și care mergea bine cu palinca și între palincă, ca să poți să schimbi gustul. Au mai mâncat pâine cu un soare de porc, cu untură, cu unt, cu Dumnezeu știe cu ce, dar niciodată cu untură de pirchiță. I-am surprins și mă bucur. De un salam, de pecica, făcut de mine și de prietenul meu și ajutat de domnul Igaș. Că el întotdeauna ne pune condimentele. Un salam de porc mistreț și un salam de vânat. Asta e porc și cu un bivol. Cu bivol? Cu bivol. Avem și o fermă aici în pecica de bivol, da? Renodăm tradiții, obiceiuri. Super! Bun! Doamne, laudă lumea pita asta de la Pecica, încât sunt tare curios să văd unde și cum se face. Trebuie să fie un secret, ceva, că dacă ar fi doar făină și apă, ar face toată lumea, nu? Bună ziua! Bună ziua! Bine venit la noi! Bine v-am găsit! Și toată pâinea așa mare? Dacă doriți, vă facem și mai mare. Și de cât? 4 kg, 3, 5 maxim. Pe bune? Atât de mare? Atâta de mare. Wow, și crește așa? Așa crește. Și cât stă în cuptor una de aia mare? Până în 45-50 de minute. Aha! Dar care-i secretul pâinii astea de aici? Îi spuneți poezii? Da, îi spunem poezii frumoase și de dragoste. Dacă în 1925 un nene care s-a gândit să facă un cuptor, iar acel cuptor să fie ceva special, a apelat la oamenii care făceau cărămidă arsă, a făcut un cuptor din cărămidă arsă și numai cop pâinea pe ceva cald și acoperită, și am produs-o în interior. Aha. Și atunci au văzut că s-a produs fenomenul și de acolo a început minunăția. S-a folosit maiaua. Da. Și acum, și aici este o tehnică. Până când se bagă câteva în cuptor, noi le punem la rând. Aha. Tot ce înseamnă pâinea de Pecica înseamnă o rânduială. Dacă aici o rupem la rând, începem cu prima. Cu prima. Și mergem. Aha. Ia bun. Până atunci își primește puțin în volum. Și capătă volum. Da. Iau pasta, da? Da. Acum vreau să întreb dacă e bine. Eu o iau așa și o întorc așa. Nu trebuie atât de tare apăsată și atunci, după ce am venit mai ușurel, aha, ne interesează. A, doar atâta. O față frumoasă. Îi zice la asta ca fundul de copil. Așa. Mulțumesc frumos. O zi bună. La fel. Dragii mei, dacă treceți o dată prin Pecica, trebuie neapărat să gustați din pâinea asta minunată. Eu am gustat, o să mai mănânc acum și cu siguranță o să mai mănânc și la concurenți. Doar am loc, de ce gabarit am. O zamă de bibilică. Ia, e foarte bun. Da, vă rog să degustați dacă nu-i prea fierbinte. Degustăm, da. Vedem acum. Și aici luăm și puțin... ce ați mai pus în lângă asta? Cu paste sau astea sunt făcute de casă sau cum este? Gârnenele sunt făcute de casă. De casă. Bună, și acum așa a doua zi. Dar o păstrăm și pentru dimineață. Hai, da. E o supă foarte bună. Adică ne-am simțit ca acasă. Aia și vrem, să vă simțiți ca și acasă. Exact, da. Este... N-am știut că este așa bună din pirchiță. Zeamă de pirchiță nu am mai mâncat. Așa cum au zis oamenii că seamănă foarte mult gazdele noastre cu cea de fazan, da, seamănă, că asta am mâncat când suntem pasionați. Seamănă și cu o zeamă de găină, să spunem. A fost ok. Avea consistență, au fost interesante și acele paste care sunt făcute de casă. Au fost ok, că de asta am și întrebat despre ele, să vedem cum sunt, dacă le-au făcut ei aici. Pentru că, spre deosebire de la noi, se fac mai mult cu tăieței și nu prea eram obișnuiți cu lucrurile astea. Da, foarte bună. Pe la noi, de exemplu, se face o ciorbă de cartofi cu paste, așa. Dar așa nu am mâncat de bibilică cu pastele așa. Dar a fost bună, foarte bună. Astăzi am tăiat un porc din ferma noastră. Foarte frumos. Și încercăm să facem o tocăniță, așa în specificul nostru. De fapt, o tocăniță, un paprikaș. Paprikaș, da. Un paprikaș. Să vedeți cum face un paprikaș Petre și cu Traian. Succes, spor! Da, ca și paprikaș, pentru zonă, mi s-a părut ok. Fiind foarte aproape de zona cu Ungaria și așa, se mănâncă foarte mult paprikaș. Din toate părțile, din coaste și din pulpă? Facem din coaste. Așa. Partea asta din față, dacă vă ridicați să vedeți. Numai doar din partea asta din față. Vrei să vă ajutăm și noi? Ați putea să... Închirați cu un pahar de vin. Ia să vedem dacă se pricep și oaspeții noștri. Pe una să ai în farfurie o carne dintr-o fermă, dintr-o gospodărie țărănească și alta dacă ai o carne produsă într-o fermă industrială. Calitatea, cred că o simțim cu toții. Da, când vii cu o jumătate de porc, este impresionant întotdeauna când ți apare. Și servezi porcul întreg, cu șoricul pe el, cu tot ce trebuie și atunci să tranjezi puțin în fața noastră și mai ales că a și participat și a participat și Liviu, el care e pasionat și ok. A fost o chestie interactivă și de efect. Uite, de azi încolo ei fac o echipă și noi altă echipă. Noi lucrăm pentru voi, voi beți pentru noi. Să trăiască bucătarii! Da, Doamne ajută! Tot ceea ce muncești acolo e din pasiune. Corect. Nu faptul că e o meserie. Nu, am practicat. Mi-a plăcut să fiu de ajutor, că îmi place să tranșez și așa și de-aia am să-i și ajut. Până am băut un par de vin, am dat seama că sunteți măcelari desăvârșiți. Dar noi la legume ne pricepem mai ușor, nu? Corect. Da. Hai să aducem legumele. Ajutați-ne, vă rog, glumele ca să... Facem ceva aici. Acum o aducem. Chiar am fost uimit că concurenții noștri ne-au ajutat. Ce urmează efectiv să facem, ca să înțelegem și noi care o să fie pașii acum? Uitați, am fript niște slănină aici ca să primim niște unsoare de calitate, da, proaspătă, da, o să scoatem slănina aia care s-o fript acolo și o să punem carnea. Prima dată punem ardeiul, ceapa, morcovii care îi tăiați dumneavoastră. Okay. O să-i punem acolo, îi călim, da, după care punem carnea. Când carnea este fiartă, da, avem niște, un muștar, o boia iute, o boia dulce care să face o chestie și băgăm acolo ca să strângă toată zama aia să se facă un sos gros. Asta e un paprikaș de Pecica. Da. De Pecica. Vă aștept cu ceapa. Am stupat și 3 ardei, da? Nu, poți să duci ardei, nu-i problemă. Deci legumele se pun toate odată, da? Legumele se pun toate odată. Bă, ce înseamnă să avem ajutoare, vezi? Totdeauna munca în echipă face treaba mai bună. Corect? Da. Deci știți de ce e bun șoricul? Că a fost pârjolit azi dimineață. Păi da, când e proaspăt. Super! Eu am vorbit mai mult, Petre a muncit mai mult. Până la urmă, unul cu sapa, unul cu mapa. Dar nici el fără muncă nu poate, nici eu fără vorbă nu pot. Așa că suntem doi prieteni de nerespărțit. Eu zic că s-au completat ok. Costele, te rog frumos, hai ajută-ne! Pune un pic de carne aici, așa, ușor. Uite aici. Dar până facem aici, eu cred că merge și o muzică, nu? Da, ce ziceți, băieți? Da, super. Vali, hai mă zine ceva de inima albastră. Da. Ia uzi! Aici gătim ceva bun, tocăniță la ceaun. Să-ți dea Dumnezeu, Petre, noroc, ai pus și carne de porc. Și să vadă, draga lume, că este plin de legume. Și te ajută mult, nu puțin, domnul Igaș Constantin. Fie viața cum o fi, prietenul de zi cu zi. Și o spun din inimă și în bucătărie și în politică. Să le cânt și lor puțin, că avem niște musafiri. Pentru ei un gând bun am, de la Brașov, de la Vulcan. Toată lumea se distrează, uită prima, ne filmează. Spargem 10-15 ouă de bibilică. La ceaunul ăla merge atâtea. Uite, luăm cu asta așa. Încet, încet, nu te grăbi, te rog frumos. Și ți-aduc aici șmecheria asta. Asta, hai, da. Bagă câte o linguriță, așa, așa. Paprikaș, nu e o rețetă foarte grea. Un fel de tocăniță, băga cu toate legumele acolo. Și la noi se face, dar nu am făcut cu găluși, de exemplu. De la viața am vrut mai mult și poate am primit puține, dar tot mi-a rămas ceva, prietenii de lângă mine. De la viața am vrut mai mult și poate am primit puține, dar tot mi-a rămas ceva, prietenii de lângă mine. Nu sunt mulți, nu sunt nici puțini, dar ca frații ne iubim. Astăzi îmi foc pentru ei, prietenii mei. Toată lumea se distrează, uită prima, ne filmează. Hai să bem și un pahar și pentru cameramanii. La noi toată lumea spune că nu e misiune să iasă frumoasă ziua sau seara dacă nu e și chitara. Îți spun frumos, știu faci ceva delicios și apoi lumea o să spună la toată lumea, poftă bună! cu o strofă frumoasă, apoi vă aștept la masă. Gata cu Caterinca, vrem și vinul și pălinca. Și de Vulcan ceva. Și de Vulcan. Ceva de Horia. Of, și să-i cânt și lui măcar cel mai tare bucătar. Și să-i cânt și lui măcar unde-i Horia Vîrlan. Asta este, acum știu, o să vină mai târziu. La proțapie un cârlan, vine Horia Vîrlan. Momentul cu Validoaga a fost super. Îmi place foarte mult că se adaptează foarte rapid. Se uită repede, simte oamenii, simte atmosfera, se integrează. Și eu recunosc că și mie îmi plac lucrurile astea. Exact așa cum am făcut astăzi când am venit o mică poezie, a fost super. A fost foarte frumos, deci se descurcă, a fost, mulțumim, de vis. Deci, acum ce mai urmează? Băi, fraților, ce mai fi pus acum? Am pus legumele, am pus carnea. Am văzut, super. Acum vreo 2 ore ne petrecem în jurul ceaunului. Mai stăm, mai povestim, ne mai cunoaștem, mai ciocnim un par de vin, eu știu o pălincă. Uite, Petre deja se ocupă de toate cele, așa că... Și între timp mai punem ceva sau îl lăsăm efectiv să... Am văzut. Orice rețetă are un secret. Da, pe care acum îl dezvăluim. Ce mai faceți voi pe acolo? Cu ce vă ocupați? Noi avem o... Suntem acolo, avem o fermă mică de Mangaliza. Aoleu. Mai avem un gatăr, mai cu cherestea, mai cu una, cu alta. Domnul ăsta cu pălărie, cu ce se ocupă? Hai că îi place viața, că e frumoasă. Cu de toate să înțeleg. Cu de toate pot să spun, că în viața am făcut multe și probabil că o să mai fac. Da, la bază, la profesie, sunt medic, am făcut și stagiatură și tot și am trecut prin mai multe. Am făcut mai multe chestii, acum am firma mea, de câțiva ani lucrez doar la firma mea, are o ramură de construcție, o altă ramură o are de consultanță, mai fac training-uri, team building-uri, chestii care le faci cu oamenii. Mie asta mi-a plăcut foarte mult și de-aia am și virat în viață, să zicem așa. Da. Și vă așteptăm cu drag și o să mai povestim și la noi, că no, mai, o să ne vedem și zona, da. O să vedeți toate lucrurile. Sănătate! Trebuie să mergem în echipă mai departe. Doamne ajută! Parcă ne-am cunoscut de nu știu cât timp. Ne-am înțeles unul cu altul foarte repede. Ne-am prietenit foarte repede. Dacă tot ne-am întâlnit astăzi aici și tot ne-am împrietenit și tot vă servim cu bucatele noastre, reușite, nereușite, vedem ce spune Horia Vîrlan, vreau să vă prezint niște prieteni ai mei care au venit să ne înveselească sufletul puțin. E vorba de Tinu Vresejan cu echipa lui. Noi suntem prieteni aproape de o viață. Frumos. Și vreau să mai fim încă o viață prieteni împreunăAșa că, Tinule, bine ai venit. Mare bucurie să fiu lângă tine și în această dată. Surpriză, când a venit Tinu, o surpriză. Știi melodiile lui, îl ascultăm, mai bine și până în zona aia pe la noi, pe acolo, și ne-a plăcut foarte tare. Și vreau să contribui prin a cânta niște melodii pentru musafirii tăi, pentru toți telespectatorii care sunt lângă noi. O să cântăm o melodie care mă reprezintă, se numește Cu cămașa ruptă în coate și cu părul dat pe spate, domn ministru o știe. Hai vezi. Și dacă ieșim și în lumina soarelui, cu atât mai mult, nu? Soarele e cu noi. E cu noi, da. La lumina de la soare, orice om poate fi mare, dar din mult să aleg puțin, măi, care și-au soata în mâini. La lumina de la soare, orice om poate fi mare, dar din mult să aleg puțin, măi, care și-au soata în mâini. Cu cămașa ruptă-n coate și cu părul dat pe spate, am prădat să ieși, am intrat, măi, unde mulți s-au cutezat. Când a început prietenul meu, Tinu Vresejan, să cânte, cântam toți 4 aceleași melodii și noi ne-am cunoscut până acum. Înseamnă că ne învârtim în aceeași lume, gândim la fel și mai e o vorbă. Cine se aseamănă, se adună. Dacă știi ce vrei în viață, nu poți mereu numai în față, că nouă norocul-i dat de Domnul, dar și-l mai face și omul. un simplu visător, fără bani și grija lor, măi, astăzi țin în mâna mea, măi, chiar și soarta altora. Mulți nu mă băgau în seamă, nu știau nici cum mă cheamă. Astăzi tot să-ți neam cu mine, nu la rău, numai la bine. Cu cămașa ruptă în coate și cu părul dat pe spate, am trădat să el și-am intrat, măi, unde mulți n-au cotezat. Dacă știi ce vrei în viață, nu poți mereu numai-n față, că norocul i-i dat de Domnul, dar și-l mai face și omul. Dacă toți sunt pe plaiuri arădene, vreau să vizitez și capitala județului, ca să văd eu de la firul ierbii noul stadion pe care joacă echipa UTA. Mie îmi plac tradițiile și în sport, iar UTA, bătrâna doamnă pentru cunoscători, este tradiție cât cuprinde. Și îmi doresc să am o discuție cu Adi Petre, care este arădan pur sânge, este golgheter în Danemarca, om de națională și întors pe plaiurile natale. Până acum noi n-am avut ocazia să jucăm cu suporteri și în stadionul ăsta se simte lipsa. Când joci fără suporteri... Ce capacitate are? Cam undeva la 12.000 de locuri. 21.000 de locuri. Da, deci nu foarte multă lume a avut ocazia să intre pe stadion. Sunt convins, sunt bucuros. Sunteți, da, sunteți printre primii care poate să intre și pe gazon. Da. Deci, da, arată frumos, e nou, modern. Probabil știți că aici a fost vechiul stadion, unde UTA au făcut istorie. Acum sperăm ca noi, cei din prezent, să facem încă o pagină de istoria UTEI, cum au făcut și ceilalți. Și? Ești pregătit? Sunt pregătit, da. Jucat fotbal și în Danemarca. Exact. Și ai revenit? Am venit la Steaua, da. Ai revenit la Steaua. Am revenit la Steaua. Și ai... După aia în Italia, o scurtă perioadă, și am revenit înapoi la UTA. Și te simți bine acasă, nu? Mă simt bine, da. Aici m-am născut, aici am crescut. Îți dai seama că e mult mai frumos. Am crescut aici. Da. Ești atacant. Da. Ronaldo sau Messi? Ronaldo pentru mine. Și pentru mine. Dar nu Ibrahimovic. Da, dacă ziceați din prima Ibrahimovic, alegeam Ibrahimovic. Dar dacă mi-ați spus Messi sau Ronaldo, trebuie să aleg Ronaldo. Deci dar Ibrahimovic, de mic cu Ibrahimovic, da. Probabil că nu știți, dar avem un subiect comun, că am deschis și o pizzerie în Arad. Ah, foarte tare! Exact, exact, da. Îmi place foarte mult, plus că e o afacere de familie mai mult. Și îți face pizza. Îmi place mâncarea în general. Dau cu capul, așa. Cu burta? Dar de ce n-ai voie să dai și cu burta minge? Ai voie, nu e problemă. Da, da, nu fac nimic. Nu arată bine. Eu cu burta așa poate aș putea să marchez. Da, da. Deci nu e o regulă, că n-aveți voie, aveți voie. La toți e greu, dar nu la toți la fel. Ia-o-s. M-a dus viața în sus și jos, am avut și n-am avut, dar tot omul care am fost, același om sunt. M-a dus viața în sus și jos, am avut și n-am avut, dar tot omul care am fost, același om sunt. De-aia cât eu dată beau, mai beau și-o fac lată, că la toți e greu, dar nu la toți deodată. De-aia cât eu dată beau, cât e un păhărel, că la toți e greu, dar nu la toți la fel. N-am ținut nasul pe sus când veneau banii ușor, nici la nimeni nu m-am plâns, de-a gasa cu gol. N-am ținut nasul pe sus când veneau banii ușor, nici la nimeni nu m-am plâns, de-a gasa cu gol. Păi de-aia câteodată beau, mai beau și-o fac lată, că la toți nu-i greu, dar nu la toți deodată. De-aia câteodată beau, cât e un păhărel, că la toți nu-i greu, dar nu la toți la fel. Știu melodiile, avem o melodie care a spus și el și am schimbat câteva vorbe, care este de suflet și este și la sufletul meu. Nu s-a cântat astăzi, este Dragostea bunicilor. Eu de obicei asta o și cânt și am cântat-o în mai multe locuri, cu cea mai din suflet, să zic, cu cel mai mare drag. Este un om extraordinar. Și el pune pasiune, se vede, ne-am bucurat că a fost astăzi aici, nu știam că o să vină, a fost minunat. Și pregătim și găluștele, da? Da. Poți să leși acolo așa pe margine. Așa. Spargem 10-15 ouă de bibilică. La ceaunul ăla merge atâtea. Merge atâta. Și punem făină de grâu. Și multă dragoste. Asta e cel mai important. Asta o vedeți imediat. Da. Așa. Ia, Petrică. Hai. Hai să te vedem. Mai cu viață. Uite, dă-mi cu asta așa. Încet, încet, nu te grăbi, te rog frumos. Dumneavoastră, de când sunteți prieteni unul cu celălalt? Hai să vedem dacă ne depășiți. Cam de 30 și deja de la un număr nu se mai pune, nu se mai socotește. Deci dacă sar de 30 nu se mai pune. Corect. Costele, hai ajută-mă, dă și tu un pic așa. Am spus că obosit. Uite aici. După aia, asta e foarte important. Dacă o să iasă tare, o să spună, hopa, ai pus cu mâna, s-a întărit. Păi da, da, da. Petre a vrut să vadă dacă eu știu, știi? Hai să facem cu... Eu iau cu lingurița. Uite. Și ți-aduc aici șmecheria asta. Asta-i. Asta-i, da, mă, nu putea. Să fii atent aici. Uite. Așa. Și eu să nu stau degeaba, fac și eu ceva. Bagă câte o linguriță, așa. Așa. Paprikașul e o rețetă foarte grea, cu un fel de tocăniță, băgat cu toate legumele acolo. Și la noi se face, dar nu am făcut cu găluși, de exemplu. Acum, exact, secretul următor. Acum este fainușagul, cum se zice. Fainușagul? Fainușagul. Punem un pic de muștar. Așa. Și avem un sos de roșii fiert de casă. Da. Și îl punem și pe ăsta aici. Și iar trebuie să vină domnul maestru să mă ajute cu boiaua. Zi, maestre bucătar, cât să pun și cât muștar? Dulce, te rog, că eu te-am pus. Concluzie, ne-a reușit din prima. Păi, să ne înțelegeți că nu-i din prima. Din unica. Nu-i din prima. La prima ne-a reușit din prima. Asta da, asta e. Corect. Mai dai un pic, pune și un pic de iute. Hai să pun și un pic de iute. Bun. Hai să vedem să nu se prindă cumva aici. Traian și Petre sunt o echipă cu care concurăm, dar este o echipă competitivă și este normal să fie așa. Au venit cu o rețetă tradițională din zonă, ne-au așteptat cu o primire foarte frumoasă, da? Normal, și oricum, oriunde ai fi într-o competiție, totdeauna trebuie să-ți apreciezi, așa să zicem, adversarul, că așa este corect și fair play. Poate nu neapărat pentru el, dar atunci pentru tine. Trebuie să dai tot ce e mai bun. Da, și atunci, într-adevăr, sunt o echipă, oricum sunt o echipă competitivă. Și acolo tot dulce? Da. Da? Tot băiat dulce? Da. Ok. Facem pasta asta, da, ca să se adune toată zama aia care a lăsat carnea și care s-a ofert acolo și apa care am pus-o și tot ce se petrece acolo, să se adune, să fac așa un sos gros. Aha, am înțeles. Să se poată mânca cu furculița, nu cu lingura. Maestre? Zi, maestre! Zi din strună, lăutare! Pun așa, de acolo îmi pui aici un pic de zamă. Păi spun, dar eu am vrut să văd când. Că tu ești figurant. Și cam asta e, domnul Igaș. Eu știu, domnul Petre. Nu știu cei care ne urmăresc. De ce suntem noi în stare? După cum vedeți, noi suntem aproape la finalul muncii pe care am presat-o împreună cu Petre și cu ajutorul vostru, evident, și vă mulțumim pentru sprijinul dat. Noi mulțumim. Diferit față de ei, probabil că am fi făcut puțin altfel rețeta, că nu sunt obișnuiți altfel. Da. Ca și ingrediente, majoritatea le-am fi pus la fel, probabil cu excepția muștarului, că nu folosim și n-am pus așa, da. Mai foloseam probabil în plus niște cimbru, că noi îl folosim când punem la tocănuri în general. Ar fi fost mici diferențe. Per total, cam la fel ar fi ieșit. Uite aici, la urmă se pune leușteanul. Lasă-mă să pun eu, să fac și eu ceva. Uite, da, corect. Uite, fiecare să pună ceva. Pun, da? Așa. Ai, bun, lasă-l acolo. Am pus și eu mâna la ceva astăzi. Da. Corect. Ospitalitatea și atmosfera este la maxim. Asta este fără doar și poate. Oameni primitori. Da. Ne simțim foarte bine, ne simțim bine. Chiar e super. De la viața am vrut mai mult și poate am primit puține, dar tot mi-a rămas ceva, prietenii de lângă mine. De la viața am vrut mai mult și poate am primit puține, dar tot mi-a rămas ceva, prietenii de lângă mine. Nu sunt mulți, nu sunt nici puțini, dar ca frații ne iubim. Azi sărim foc pentru ei, prietenii mei. Nu sunt mulți, nu sunt nici puțini, dar ca frații ne iubim. Azi sărim foc pentru ei, prietenii mei. Pecica. Și niciodată n-am pus preț, nici pe bani, nici bogății, doar să fie la nevoie lângă mine prietenii. Niciodată n-am pus preț, nici pe bani, nici bogății, doar să fie la nevoie lângă mine prietenii. Nu sunt mulți, nu sunt nici puțini, dar ca frații ne iubim. Aș sări foc pentru ei, prietenii mei. Nu sunt mulți, nu sunt nici puțini, dar ca frații ne iubim. Aș sări foc pentru ei, prietenii mei. De Tinu Vresejan mă leagă o prietenie lungă, poate undeva de vreo 20 de ani. El este născut în Lipova, eu am făcut școala în Lipova, în adolescență, dar nu acest lucru ne-a apropiat atât de mult, cât felul nostru de a fi și eu știu trăirile pe care le avem, oarecum asemănătoare, să spun așa. Am făcut multe lucruri împreună, chiar și piese împreună, am cântat împreună de foarte multe ori și nu ascund faptul că atunci când eram om politic, când făceam campanii electorale, apăream adeseori cu Tinu pe scenă și rupea multe aplauze și eu și el, sau el și puțin și eu. Pot să adulmec și eu pe acolo? Da, am ușin ce pe aici, mamă. Pe aici, oriunde te învârți, dai de câte o pâine de asta mare. Dar cu ardeiurile iute ce faci? Cine dorește un pic mai iute? Să poate mai iute de atâta? Da. Aha. Să știi că nu mai trebuie iuțeală. Așa se mănâncă aici. Și asta căutăm noi, nu? Căutăm mâncare din locul respectiv. Acum, așa se mănâncă în zonă. Unii mănâncă mai iute, unii nu. Acum depinde de fiecare cum îi place. Ardeiul iute suplimentar nu e necesar. E un supliment nedorit. Mulțumesc lui Dumnezeu că-s bine și sănătos. Am ajuns unde am ajuns, măi, și-am plecat cândva de jos. Și o mândră floare de trandafir. Mândră floare de trandafir, în viață ești musafir, ori ești să te petreci, măi, până la urmă trebuie să pleci. Mândră floare de trandafir, în viață ești musafir, ori ești să te petreci, măi, până la urmă trebuie să pleci. Poți să ai lumea la picioare, banii cu furca să-i întorci, dar când te trage pământul, tot la Pecica te întorci. Poți să faci de toate viață, dar fără la timpul lor. Să nu uiți un singur lucru, omule, ești muritor. Hai da! Mulțumim pentru clop! Nu uitați că toți sunteți muritori! Eu pe Tinu îl cunosc prin preajma lui Costel. Este un om foarte serios, dacă ți-o promis ceva, îi așa cum a promis. E un om serios, de multe ori vine și ne mai încântă cu vocea lui. Ne mai chefuim câteodată. E un om deosebit. Mult am mai umblat prin lume, fiindcă am vrut să o duc mai bine. Mi-am dat seama peste ani, măi, unde-s banii și dușmani. Mult am mai umblat prin lume, fiindcă am vrut să o duc mai bine. Mi-am dat seama peste ani, măi, unde-s banii și dușmani. Poți să ai lumea la picioare, banii cu furca să-i întorci, dar când te trage pământul, tot la Pecica te întorci. Poți să faci de toată viață, dar fără la timpul lor. Să nu uiți un singur lucru, omule, ești muritor. Arghiovere! Ca și o simplă concluzie, știu melodiile noastre, sunt prietenii noștri! Normal! De fapt ale noastre, Tinu! Mulțumesc lui Dumnezeu că-ți bine și sănătos. Am ajuns unde am ajuns, măi, și-am plecat cândva de jos. Mulțumesc lui Dumnezeu că-ți bine și sănătos. Am ajuns unde am ajuns, măi, și-am plecat cândva de jos. Poți să ai lumea la picioare, banii cu furca să-i întorci, dar când te trage pământul, tot aici te întorci. Poți să faci de toată viață, dar fă-le la timpul lor. Să nu uiți un singur lucru, omule, ești muritor. Tinule, mulțumim frumos pentru prezență. Ca de fiecare dată. Ca de fiecare dată, eu cu Tinu fac lată. De ziua mea. Avem o melodie pentru domnul ministru, o gândim data viitoare, da? Nu data viitoare, după ce închidem aici. Ok. Eu cred că le-am făcut o mare surpriză musafirilor când i-am primit cu muzica, cu Tinu și cu Vali Doagă. Pentru mine Vali este, eu așa îi spun, compozitorul și cred că așa și este. I-am surprins. Chiar i-am lăsat, m-am uitat în ochii lor și i-am lăsat așa, mască. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, toată ziua! Musafiri, bună ziua! Sunt Horia Vîrlan. Gigi Muntean, mă bucur. Gigi Muntean. Super. Bună ziua, Liviu Iudean. Liviu Iudean, Gigi Muntean și Liviu Iudean din Vulcan. Din Vulcan, Brașov. Da, deci sunteți vulcanici. Bun, e bine. Mamă, ce pâine mare! Din asta o să mâncăm. Ați mâncat din pâine? Da, da, da. V-a plăcut? Da. Pecica. Pâine specială. Dar eu dacă tot am venit... Călătorului stă bine cu farfuria plină, pardon. Călătorul mănâncă ce primește în straiță, să spune într-o vorbă. Poți să adulmec și eu pe acolo? Să amușin ce pe aici, mamă. Pe aici, oriunde te învârți, dai de câte o pâine de asta mare. Îmi faci să tare curios. Dacă e patria pâinilor. Nu te uita urât. Se poate să mă uit. Chiar vă rog. Se poate să văd. Mamă, cât aici unul. Asta e pentru un regiment de infanterie. Da, da, da. Uitați-vă, arat și ce se întâmplă mai în jos. E gata? Da. Noi zicem că da. Când veniți dumneavoastră, tot timpul e gata. Uitați, stop, stop, stop. Nu mai dumneavoastri. Ia uitați-vă ceea ce dăm noi la domnul Horea. Ce? Codița purcelului. A avut și coadă? Păi da. Aoleu, bine, hai. Decât codița șuricelului, mai bine codița purcelului. Mi s-a făcut foame. Păi atunci cum facem? Punem ăla pe masă sau cum luăm de aici? Luăm de aici. Vine fiecare cu ăla lui, nu? Ăsta e castronul meu. Deci că cine împarte, parte își face. De data asta part eu. Și unde sunt celelalte castroane? Da, le aici le aduc eu. Hai, Petrică. Mulțumesc. Să pregătim pentru fiecare câte puțin. Mulțumesc că un șervețel, eu. Avem și șervețele. Avem și bună dispoziție. Dar nu mai sunt mai jos. Mulțumesc. Și lingură ziua. Pot să pun pâinea asta undeva? Aha. Undeva. Unde s-o pun? Da, aici. Dar nu trebuie să tăiem din ea? Nu rupe. Sau asta are găluște. Asta se rupe, nu? Se rupe din pâine, se rupe. O punem cuțitul pe ea. Vai, Doamne! Wow! Așa. Ah! Superb! Poftiți aici? Gata. Mulțumim. Hai că o pun pasta în spate aici. Da. Dar cu ardeiurile, iute, ce faci? Cine dorește un pic mai iute. Se poate mai iute de atâta? Da. Aha. Și paharele de alea sunt goale pentru ca să respire, nu? Da. Da. Pot să le... Pot să le scot aerul din interior? Chiar vă rog. Și cu ce scot eu de aici? Cu o cadarca de miniș, un vin specific locului. Dar cum te nimeresc eu numai așa de rău? Viața grea. Să fii musafir nu e deloc ușor. Nu e ușor. Totuși, e onoare pentru noi să ne servească Horia. Asta da, și mulțumim. Pe noi înseamnă că ne-a recunoscut munca. Înseamnă că sunteți onorabili. Mamă, ce-mi place cu miroase și ce spumă face. Vezi că sunt și eu bun la ceva la casa omului. Dar cine împarte, parte își face. Cine n-are un horică... Aoleu. Opa! 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 Cine n-are un horică, cănica este mai mică. Lasă-mi nimica că o să beau mai puțin cu ocazia asta. Ce bine îmi pare că v-am cunoscut. Mulțumim. Sănătate, Doamne ajută! Sănătate, Doamne ajută! Și când o fi mai rău, acum să fie. Să poate bea și înainte și după masă, nu? Și în timp. Pregătirea de digestia. Cadarca de Miniș. Unul dintre vinurile renumite din zona de vest a țării. Podgoria Miniș e o podgorie veche și cu vinuri bune, iar Cadarca e un vin specific Minișului. Bun, așezat, potrivit cu mâncarea pe care am mâncat-o. Petre nu știe să facă decât iute. Totdeauna avem o contradicție. Spun, lasă un pic mai light. Nu, o să fie iute. Asta e gustul. Bun. Da. Pentru bărbați adevărați, fiecare face e bine așa. Ori mănânci paprika, ori mănânci altceva. Chiar se spunea la masă că e un pic iute. I-am spus să iei cu pâine că nu-i mai iute. Da, preparatul a fost foarte bun. Tot așa, un pic cam iute. Da, mie mi-a plăcut. Preparatul final a fost gustos. Pe gustul meu a fost ok, că era iute, da? Nu știu dacă toată lumea preferă să mănânce puțin mai iute. Ei, treabă serioasă cu paprikașul ăsta. De purcel. De purcel, nu de porc. Eu cred că iau 10. Foarte relaxat. De la Horia mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Ce părere ai? E de maxim? Mă, eu zic... Mă, depinde ce zici tu. Între ele? Între? Da. Dacă tu așa zici... Sănătate, numai bine. Și cum ați făcut asta? Deci e de porc. Da. Dimineața am tăiat porcul, acum nici n-am pus soarele și deja îl digerăm. Și ce avem înăuntru? Găluște? Tot felul de legume. Să spună Petre mai mult. Legume, în primul rând. Ce? Legume, carne de porc. Dar ce legume? Ce ai băgat? Ceapă, morcov, ardei. Ardei gras? Da, ardei capia. Selină? Selină. Aici sunt frunza asta de selină, nu? Da. Și găluște. Și găluște. Și carne de care ai pus? De toate. Partea din față, piciorul din față. Spata, nu? Da. Și coastele. Și coastele. Deci carne cu grăsime pe ea frumoasă. Și unghiile. Și unghiile. Partea din spate se lasă pentru afumat, nu se bagă la tocană. Ferească Dumnezeu. La paprika. Dar nici nu vreau să supăr pe cineva, ferească. Eu iau un pic de aici. Luați și dumneavoastră. Păi hai să gustăm. Așa și... Eu pot întâi să moi așa sau știi că feng shui-ul porcului. Cred că așa e cel mai. V-am spus cum e la Pecica, ea cupită, stesată. Da, da, da. Și gălușile cine le-a făcut? În echipă. Ați participat și voi? La găluște? Nu. Da, am uitat-o. Da, da, sigur. Am uitat-o. La găluște mi-am băgat-o. Riscam să spună că am stricat-o. De ce? Și la ce v-ați băgat? Petre, degustă și tu. La treburile astea așa, ajutătoare. La tăiat ceva, la tranșat. Și pe mine mi-a pus la tăiat. Da? Le pune la tăiat, da. Erau obișnuiți. Și mi-a zis, eu ce să fac? Păi tu curăță morcovii, curăță aia. Când era să fac și ceva mai important, nu m-a lăsat. Dar am băut. Am băut și am mâncat. Atunci am fost super. Să știi că nu mai trebuie iuțeală. Este. Da. Unii mâncă mai iute, unii nu. Acum depinde, fiecare cum îi place. Dar e picant de la păprică sau ai băgat ceva în ea? Am băgat și 5 ardei iuți. Așa pe final a zis, hai să-l păcălesc pe Horea. Cum? Pune ceva iute. Să nu simtă că e fierbinte, să nu simtă că are leuștean, să nu simtă... Bun paprikașul. Diferit față de paprikașul de pui, la care se pune și smântână, avea multe legume, seamănă mai mult cu un gulaș, e un fel de gulaș paprikaș, dar măi, ăsta este al zonei. Așa se mănâncă aici. Și asta căutăm noi, nu? Căutăm mâncare din locul respectiv. Și pentru locul ăsta, mie mi se pare foarte gustoasă, poate puțin cam picantă, dar bună. Dar nu vă văd pe niciunul mâncând. Mi-am mâncat. Asta e un semn de întrebare. Toată ziua am mâncat. Da. Asta e codița purcelului, nu? Da. E, din asta o să mănânc neapărat. Am gustat, am gustat. Uite aici. Dar n-am văzut ce ai pus la sfârșit. Bine că n-am pus codița șoricelului. Să știți că cineva a pătimit scump. A vândut codița șoricelului la preț de codița calului. Da. Da. Are calul, coada mare. Vă place? Că nu avem linguri, Petre. Tot am luat acolo. Uite acolo, du-te în spate și ale. Nu vreau să trec prin fața nimănui. Picantă este? Iată că m-au gălușean. Merge și cu lingură, la mine. Nu l-am urmărit pe Horia Vîrlan să vedem cum a reacționat atunci când a degustat, dar impresia mea este că i-a plăcut ceea ce a degustat. Mi se pare un om normal, mi se pare un om așa, apropiat nouă, să spun așa. Deci l-am privit cu ochii unui om relaxat și a unui om care atunci când primește un oaspete în casa lui, îl primește cu sufletul deschis. La chimen nu i-ai pus? Ba da. Da? Nu se simte? Eu n-am simțit. Am pus costel mai deasupra, de aia. Chimenul se lasă jos. Și l-a spus boabe sau mocinat? Și. Băi, nu-i rău. Ca să nu se simte, l-am pus și. Că dacă îl puneam doar de un fel, se simțea. Dar îmi plac vasele astea. Eu pâine n-ar trebui să mănânc, avem pâine înăuntru. Sub formă de găluște. Echipa din Vulcan se potrivește foarte bine cu echipa de aici, din Pecica. Adică tot doi domni veseli, gurmanzi, dornici de băutură și de povești. Cred că s-au distrat când au gătit. O să-i cunosc mult mai bine când o să ajung și eu la Vulcan. Acum, Vulcanul este o localitate nu prea mare, nici prea mică. E așa, un fel de semi-orășel. Da, și foarte aproape de Brașov. Da. E, de fapt, o comună din 2 sate, 5.000 de locuitori. Dar cred că e o comună vulcanică, așa. E o comună vulcanică cu o istorie mare. Ea testată din 1300. Avem și acolo, când o să veniți, o să vedeți și un canal care e făcut din 1400. A fost făcut pentru morărit, în zona asta Vulcan-Corlea. Avem și o cetate evanghelică, tot de la 1300 și ceva. Acolo au fost în principal sași. E o comunitate care S-a dezvoltat, a mai căzut, s-a... Dar mâncare faceți? Mâncare, da. Da. Specific săsesc și specific românesc. O să aflăm în curând. Păi da, vă așteptăm cu dragul. Acum să... Domnul Petre, ce faci acolo? Trage chiulul. Încă nu s-a stâns focul și n-aș vrea... Păi și nu luăm de pe foc? Nu, o mai lăsăm un picuț. Păi pentru ce? Să fie foc un pic așa, să mai scadă un pic soft. Mie mi se pare că e soft. Cum e? Softul. Aha, ăla ce e? Sosul? Da. De uite ce denumire, soft. Mai soft groș. Să mai îngroșe un picuț. Oricum focul e pe gătate și puind ultima dată boiaua și tot ce am pus, se lasă pe fund și se prinde. Și dacă nu ești atent, acum o pierzi. Boiaua ai pus-o la urmă, nu? Da. Boiaua, sarea, piperul, usturoiul la urmă. Se simte un pic usturoiul. Nu, pentru că iuțeala a acoperit gustul. Poate e puțin cam iute, dar mă rog, mi-mi place. Asta e mâncare de bărbați. Nu e mâncare de copii. Păi doar bărbații sunt aici. Preparatul final a fost gustos. Pe gustul meu a fost ok, că era iute, da? Nu știu dacă toată lumea preferă să mănânce puțin mai iute. Pentru mine a fost ok. A fost interesant, sosul s-a legat, carnea a fost făcută. A ieșit un preparat bun. Am fost foarte atent la prima degustare care or savurat-o și m-am dat seama că le-a plăcut. Chiar se spunea la masă că e un pic iute. I-am spus ei cu pâine că nu-i mai iute. Da, preparatul a fost foarte bun. Tot așa, un pic cam iute, dar mie mi-a plăcut. Nu știu, na, restul, cum, că unii vrea mai iute, unii mai... În rest, a fost foarte bine. Unul mi-a plăcut foarte tare. Petre nu știe să facă decât iute. Totdeauna avem o contradicție. Spun, lasă un pic mai light. Nu, să fie iute. Asta e gustul. Bun. Da. Pentru bărbați adevărați, fiecare face e bine așa. Ori mănânci popricaș, ori mănânci altceva. Am mâncat un popricaș, bă, dar a fost iute, dar bun. E una. Bun, ok. Ce vreau să zic? Vreau să zic că după ce ne săturăm și după ce ne simțim bine, o să fie momentul când va trebui să dăm notele. Și acum o să vă explic în două cuvinte regulamentul. Că regulamentul e simplu. Notele se dau una de mine echipei care a gătit, cum e cazul de față, da. Și dumneavoastră va trebui să ghiciți ce notă am dat eu echipei care a gătit. Okay. Notele se pun în plic și mai la urmă vom vedea. Dar acum partea inedită este că diferența între nota pe care am dat-o eu și nota pe care voi ați intuit că aș fi dat-o eu, vi se va scădea voi din punctajul vostru. Auziți, hai totul să ne împăcăm, hai să ne uităm de ce am venit. Să nu uităm de ce am venit. Sănătate. Sănătate, nu mulțumim și e super. Cadarca de Miniș. Sentimentul meu este că toți vom fi câștigători. Da. Prin faptul că ne-am întâlnit aici și am petrecut o zi extraordinar de frumoasă, ne-am împrietenit. Și dincolo de acest lucru rămâne prietenia ala lor. Sigur, asta contează. Sănătate, Doamne ajută. Numai bine. Doamne ajută, sănătate, numai bine. Păi bun. Totuși eu nu înțeleg ce facem cu ardeiul aiute acolo. Care vrea mai picat, nu? Deci eu mânc mai iute. Eu aș mai putea să-mi pun. De-aia n-am mâncat până acum. Păi a fost în treabă cu camerele. Cu camerele, cu dormitorul, cu sufrageria. Și o să dormi. Când cum? Ardeiul iute suplimentar nu e necesar. E un supliment nedorit. Și porcul ăsta ce fel de nație a fost? Ce specie? O combinație între dorac și marele alb. Marele alb, deci tot de alb, nu? Da. Alb Petre, echipa l-a și văzut ieri. Nu mai creșteți bazna de noi cum erau pe vremuri. Nu mai găsesc eu. Nu se mai. Acum caut Mangaliza și cred că am găsit. Mangaliza crește, dar crește cam greu. Dar carne e foarte bună. Da. Mult mai dulce, mult mai altceva. Mult peste ce. Și creșteți așa cum se crește tradițional, cu și cu bureană vara sau nu? Da, exact așa. Iarbă. Primăvara urzici. Urzici. La porc. La porc. Și dai de 10 ori urzici. Ce bine se pornesc când le dai urzici. Imediat sclipește părul pe el. Da. Dar urzica e bună. E bună urzica. Noi am fost atenți la reacțiile lui Horia și am fost puțin atenți și la comentarii. pentru, să zicem, acel zis clasament final între două echipe. Contează nota pe care o dăm noi, contează nota pe care o dă Horia, pentru că de acolo, din diferență, se poate face diferența. Că asta este. Ei, treabă serioasă cu paprikașul ăsta de purcel. De purcel, nu de porc. Acum hai să vedem, să ne gândim exact. Avem două chestii. Cum ni s-a părut nouă, trebuie să ne gândim foarte bine, și să ne gândim și cum mi s-a părut Horia. Că până la urmă, concurența și competiția, aici e. Trebuie să iasă între cele două, da? Să scoatem o medie. Picant. Poate un pic mai mult decât ar trebui. Dar absolut autentic. Paprika și de pe frontieră. Gata, am notat. Eu cred că iau 10. Foarte relaxat. De la Horia mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Ce părere ai? E de maxim? Mă, eu zic... Mă, depinde ce zici tu. Între ele? Între? Da. Dacă tu așa zici, așa se face. Aceasta este nota noastră pentru echipa din Pecica. Meciul Arad-Brașov a avut astăzi prima manșă. Echipa arădeană, coordonată de Traian Igaș, a înscris cu un paprikaș din Pecica splendid. Însă vine contraatacul brașovenilor săptămâna viitoare. Abia aștept să vedem ce vor centra ei, direct în farfurie. Acest program poate fi urmărit